Acest cântec simpatic poartă semnătura cunoscutei animații VeggieTales. Începuturile au fost foarte slabe. Mike Naroki este unul dintre creatorii companiei Big Idea Productions, care a lansat animația computerizată în 1993, chiar de Crăciun. Pe atunci, animația computerizată era atât de limitată, nu puteai să realizezi membre, brațe, păr sau haine. Dacă voiam să spunem o poveste de o oră și jumătate, aveam nevoie de personaje foarte simple. De aceea, Naroki și colegul său de la Colegiul Biblic, Phil Vischer, au ales să folosească legume în animația lor. Nimeni nu înțelege cum au creat mai mult de 40 de episoade, cum au vândut mai mult de 70 de milioane de DVD-uri și acum și-au unit forțele cu gigantul animațiilor, DreamWorks. Îmi aduc aminte că am terminat prima emisiune și eram foarte bucuroși că am reușit. Apoi am reușit să facem al doilea episod și apoi al treilea. Apoi au ajuns în librăriile creștine și la oameni. Personajele preferate sunt gazdele emisiunii, Roșia și Castravetele. I'm Bob the Tomato. And I'm Larry. The guy who ate my pie. Eu fac vocea pentru Larry, pentru mazărea Jean-Claude, pentru tătăcuța Jerry, pentru furnizorul polonez Oscar și pentru multe altele. Vocea cea mai bună este a lui Larry. Castravetele Larry și Roșia Bob îi inspiră pe copii de peste 20 de ani. În această perioadă s-au schimbat unele lucruri, dar mesajul a rămas același. I messed up. Well, I mess up all the time too. All the time. And God forgives me. Am simțit nevoia unor povești spuse din perspectiva faptului că am fost creați de un Dumnezeu care ne iubește și care are un plan pentru noi. Celebrități precum Wayne Brady sunt și ele voci ale legumelor care spun povești noi. Cântăreața Kelly Pickler este vocea lui Mirabel, cartofiorul din episodul Frumoasa și Sfecla. Actorul Terry Crews este vocea lui Bruce, ceapa din episodul Febra de noapte a Țelinei. Am fost un fan din totdeauna. Fiica mea cea mai mare are 27 de ani. Îmi amintesc cântecele și lecțiile, îți rămân întipărite în memorie. Este valabil și în cazul părinților, pentru că trebuie să interpretezi rolurile. Lucrul bun este că ne făcea plăcere. Faptul că s-au alăturat și vedete mărește audiența. Ultimii 20 de ani au reprezentat o călătorie plăcută. Motivul pentru care fac ceea ce fac a rămas același. Vreau să le prezint copiilor și familiilor de pretutindeni valorile biblice. Echipa de Big Idea are înnoit de curând angajamentul față de familii și și-au deschis ușile în mod exclusiv pentru reporterii CBN și pentru mame venite din diferite locuri din țară, care se ocupă de câteva bloguri despre creșterea copiilor. Ziua animației VeggieTales le-a dat șansa să vadă cum se face grafica și coloana sonoră a acestor desene animate. Am avut și eu ocazia să mă alătur echipei. And even I got a chance to join the cast. Come on, Maribel, you can't love someone who doesn't love you back, especially that old grump. Katrina, we can all be nasty sometimes, but everyone deserves to be loved. O reclamă a noii serii realizată de cei de la Netflix. Aceasta este o animație brută, nu e cea finală. Le-a oferit acestor mame șansa să se îndrăgostească din nou. Cred că se datorează faptului că sunt adulți de vârsta mea, poate și mai tineri, dar își amintesc de copilărie și e atât de frumos să poți să le prezinți copiilor tăi lucrurile care le-ai îndrăgit ca și copil. Cred că este ceva unic pentru că vorbește despre credință într-un stil diferit de predică. Cred că au făcut o treabă extraordinară combinând atâtea elemente într-o singură emisiune. Ca și creștină, îmi place foarte mult că aceste valori ale credinței sunt transmise într-un mod distractiv. Aceste legume care aduc un mesaj sunt încă proaspete pentru o nouă generație. Te-ai gândit că vei fi parte din asta pentru atât de mult timp? Ca și castravete? Nu știu. Cred că am fost modificat genetic pentru că mi s-a păstrat coaja destul de mult. 20 de ani.